Bună seara, domnilor și domnilor! Bine ați revenit în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflector analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre faptul că Partidul Socialiștilor din Republica Moldova pe parcursul zilei de 11 decembrie a e, întrunit, sau mai bine s-a organizat Consiliul Republican, încă, în cadrul căruia au fost discutate mai multe aspecte ce ține de viața social-politică și despre deciziile ce urmează să fie luate în viitorul apropiat. Aceste teme, dar și alte aspecte, vom încerca să le abordăm împreună cu Vladimir Țurcanu, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit, Vladimir Țurcan. Și Corneliu Ciurea, analist politic. Bună seara și bine ați venit, Bună seara. analitic. Domnul Țurcan, întrebarea care apare atunci când vorbim, iată, de faptul că Partidul Socialiștilor a convocat, de fapt, Consiliul bine. Republican, Reiese din necesitate. Care a fost până la urmă necesitatea organizării, iată, în pragul alegerilor parlamentare, Consiliul Republican al Partidului, și, de fapt, care au fost principalele decizii luate în cadrul acesteia, vă rog. Deci, nu, necesitatea deci apare atunci când apare necesitatea, evident. Da. În cazul dat, dacă vorbim de 11 decembrie, deci era necesar ca noi să, la nivelul Consiliului Republican, să discutăm, să facem un schimb de opinii referitor la situația care s-a creat în preajma alegerilor parlamentare. Deci, de dată apreciere acestei situații, în condițiile când nu doar în preajma alegerilor, dar și, practic, finisarea activității Parlamentului, deci situația care era și este uh, relațiile între Parlament și președintele țării, guvern și președintele țării. Uh, deci situația care uh, s-a creat în contextul hotărârii cu privire la desfășurarea referendumului concomitent cu ziua alegerilor parlamentare era nevoie ca să formulăm o poziție concretă, că în teritoriul oamenii întreabă cum procedăm, ce facem. Uh, care este și, poziția psr ului raportat și, la referendum? Pentru că tot ați la referendum, da, okay. pentru că tot ați pomenit de el. Da, deci dacă vorbim despre referendum, atunci e o poziție care este absolut clară și logică și una deci care reiese din logica acțiunilor anterioare. Noi considerăm că și așa și este referendum este o formă democratică de a asigura participarea nemijlocită a poporului în rezolvarea celor mai importante probleme care e, sunt în societate. Deci ca o formă de rezolvare și participarea directă. Acum, deci, următorul moment care trebuie să luăm în considerație, însă și faptul că inițiativa ce ține de micșoarea numărul de deputați a fost abordată de către președintele țării, Igor Dodon, da. deodată cum după ce a fost deci, investit în funcție de președintele țării. Eu cred că toți în minte au fost înaintate mai multe propuneri pentru un referendum consultativ, inclusiv și problema mișorării numărului de deputați până la 71. <coughs> deci această inițiativă uh, și din programul partidului, dar și din opinia cetățenilor. Noi doar permanent suntem în contact cu populația, oameni și analizând situația, micșorarea numărului a populației a țării față de perioada când a fost stabilite această dată 101 de deputați, practic cu un milion de cetățeni cu regret s-a micșorat numărul populației. Una la mână, doi, practica internațională a țărilor cu У нумардыгальку e, з Польмаша Семнатольку Републіка Моўдова, природнойворбі Бінцелі Балдыче,Лтоія, Ліуанія. Deci, plus necesitatea totuși de a economisi și banul public. Haideți să, să, să vorbim așa cum, aspect, da. așa cum este. este, Din 101 până la 71, totuși este o economie. Serioasă. Sau chiar 61, cum propuneau în acea Nu, vedeți, s-au putut dispuși și 51, 51, și 41, da. doar orice propunere, când noi vorbim de cifre, deci trebuie să fie argumentate. Și nu pur logic sau așa, hai, unul a spus 71, dar noi spunem 51. Asta doar nu e cazino unde... Cine de mai mult sau ce mai da, puțin, da. Sau o licitație oricare. Aici totuși trebuie să fie niște calcuri puse în bază. Ce ce s-a făcut atunci când domnul Dodon a intrat această inițiativă? Anume, calcul pur economic, deci situația demografică și practica internațională. Deci, ideea aceasta noi considerăm că este pur și simplu un plăgeat politic. Dar cu tenta că uitați-vă, noi și mai puțin vrem. Ca un fel de și populist evident. Deci, sunt da. totodată a doua întrebare ce este foarte important. Doar domnul Domnul atunci a propus și a doua parte a întrebării ce ține de activitatea deputaților. În caz dacă deputat a părăsit o fracțiune. Și o trecut, așa cum la noi s-a întâmplat într-o noapte în altă fracțiune, coruperea politică sau turismul politic, cum doriți să-și numiți, dar noi trebuie să stopăm acest, acest fenomen. fenomen. Deci, ideea asta n-a fost acceptată de către majoritatea, inclusiv și micșorarea numărului de deputați. Atunci n-a fost Dar acum s-a înaintat o a, a doua întrebare destul de strane din punct de vedere mecanismului. Cine pentru ca, deci deputatul care n-a îndeplinit obligațiunile sale, să fie revocat. Ce asta? Cum asta? Noi înțelegem că este vorba de un primar da. care are obligațiunile concrete, este o localitate concretă. Ok, aici încât se poate mai pus pe cântar. Dar ce ține de un deputat Uh, cu atât mai mult, dacă noi vorbim pe unii nominal, el reprezintă mai multe localități din mai multe chiar raioane. Da. De ce uh, decizia noastră este următoare? Prima, noi nu vom participa la, uh, ca partid uh, la Referent. acest exercițiu politic uh, și ne adresăm la oameni la discreția dumnealor. Fiecare, deci, reșit din aceste argumente care le-am invocat. le invocat deci, acum, și asta este la concret stipulat și în hotărârea Consiliului, fiecare om trebuie să, deci, decide, să decide. Având în vedere că fiecare a primit patru buletini în aceste situații și cele mai importante, clar, că sunt cele două care sunt de alegeri de parlamentar. parlamentare. Dar restul este o chestie care fără o consecință juridică, doar este ca un fel de zondaj. Un uh -huh. zondaj. Dacă de hotărât întrebarea aceasta, trebuie de modificat Constituția. Da. Și asta noi o face după ce, după alegerile parlamentare, când o să avem majoritatea necesară, evident că o merge pe calea aceasta, dar reșind din argumente și calcule concrete. Domnule Ciurea, uh... Cred că din anul 1990 se tot discută despre listele de partid, se discută despre oamenii care acced acolo. La un moment dat, colegii din media făceau publice și faptul că erau cumpărate anumite poziții pe listele anumitor partide. De ce fac această introducere? Pentru că, iată, în cadrul Consiliului Republican, membrii partidului au discutat și, cu permisiunea dumneavoastră, citez, la capitolul formare a listelor electorale. Criteriul de bază va consta în reprezentativitatea tuturor păturilor sociale și a grupurilor naționale din țară. Credeți că este o prevedere care vine să elimine corupție și accederea pe listele de partid a oamenilor care ar putea să reprezinte diferite interese, diferite grupuri, straturi sociale, ca să fiu așa mai exact? Bun, la Consiliul Republican al PSM au existat două poziții separate de, să zicem, constatările da. finale, una legată de referendum, neparticiparea da. partidului și a doua este cea la care v-ați referit cu privire la modul, alte principii de alcătuire a listelor. Eu aș vrea totuși să punctez un anumite momente legate de referendum, pentru da, am sărit peste acest subiect. Vreau. În fond este dreptul socialiștilor să iau o decizie Vreau. cu privire, aici nimeni nu contestă. Eu personal am anumite observații legate de formularea acestei declarații. În declarația socialiștilor a fost scris în felul următor, deci, organizarea referendumului, ceva de genul ăsta, este imposibilă din cauza că nu discutăm al doilea subiect la care s-a referit da? domnul Țurcan, legat de trasismul politic. Deci, socialiștii văd uh, această problemă a micșorării numărului de deputați conectată sau legată de tema traseismului politic. Totuși, expresia mi se pare cumva nereușită, asta doar am vrut. Uh, să, să punctezi, nu e imposibil. E posibil și să, să votezi micșorarea numărului deputați fără ca să abordezi subiectul uh, traseismului sau turismului politic. Pentru că Dar acest nu fenomen este unul negativ pentru în politicul nostru? Poftim? Cum vedeți dumneavoastră acest fenomen al traseismului politic? Este unul benefic sau uh, din contra, uh, distrugător? Eu cred că este o reacție exagerată față de fenomenul traseismului politic, încă nu s-a demonstrat. Foarte clar exemple de corupere politică. Ele se, sunt vociferate, dar nu prea există dovezi. Am auzit despre Platon că plătea și înainte era acest lucru, și acum probabil este, dar trebuie demonstrat, și pe viitor vor fi aceste cazuri de traseism, de plecări. Nu întotdeauna plecarea dintr-un partid politic în mod obligatoriu implică corupție politică. Poți să pleci dintr-o fracțiune, dintr-un partid în altul, fără ca să fii corupt. Asta e, să fii, asta e convingerea ta puternică. Chiar acum avem un exemplu cu plecarea din Partidul Liberal la vicepreședintelui Munteanu. Bun, este Practic imposibil poate să demonstrezi că la mijloc e ceva, o corupție politică, probabil e vorba de convingerea lui. Deci deputații trebuie să aibă dreptul să acționeze de așa manieră. A le interzice să treci dintr-un partid în altul, dintr-o fracțiune în alta, mi se pare mai grav decât să... Accepti totuși o anumită doză de corupție politică, în, în condițiile în care nu poți să demonstrezi că ai. Clivajul corupția. politic e la el acasă? Uh, în, în contextul în care vorbim, iată, de plecări și despre uh, trădări, iau de rigoare. E sigur că fiecare partid încearcă să adiminească de partea sa reprezentanții altor partide pentru a-și consolida majoritatea. Unii se simt mai vulnerabili, alții mai uh, puternici, dar noi am avut această practică de 20 ceva de ani cu interzicerea sancționării sau mai bine zis, inexistența in unei sancțiuni pentru trasismul politic și cred că această practică permite o libertate acceptabilă pentru comportamentul deputaților, deși recunosc că în anumite cazuri s-ar putea să existe corupție politică, însă această corupție politică trebuie să fie demonstrată, nu interzisă, probată. Că să deci, revenim la listă. Da. Din această cauză n-aș lega da. neapărat referendumul cu trasismul politic, deși, repet, socialiștii au tot dreptul să, aib, să, să facă legătura între acestea. Eu să exprim două cuvinte da, vreau. după da. ce. Uh, sau să terminăm cu da, da. da. da, da, da. da. Deci, eu n-aș fi de acord că este o expresie nu prea reușită sau. Da. Deci, nu prea logică. Iată, man, că este logică și iese din opinia cetățenilor eu cred că toți ați atras atenție că cetățenii care au fost reacția? Deci a 61 chiar, chiar 61, asta pentru ca să fie cumpărați mai ușor, mai ieftin da, decât de decât, decât. Deci oameni reacționează foarte, Diferit. foarte, Diferit. deci da nu, chiar asta majoritatea oamenilor așa și au spus. Iată de ce 61, ca să fie mai ușor de cumpărat. Iată, iată de unde a apărut problema totuși, asta, inclusiv și expresie. da. Și, doar o singură da. remarcă și închid, mm -hmm. la totuși în sondaje, uh, sondajele arată că oamenii pledează pentru micșorarea numărului. Micșorarea, da da, 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 practic 75 da, până da. la 80%. Deci ei, noi și-am spus, dar pentru ce, în genere, prin altele, de cheltuit și bani suplimentari, dacă și așa e clar că oamenii pledează, o rămas doar mm -hmm. ca să revină o forță politică la guvernare, okay. care a modifica Constituția, doar după modificarea Constituției va fi posibil de micșorat acest număr, dar nu după acest referendum. Uh, și ce ține de deci, pericolul acestui rasismului, știți, uh, eu o îi spun direct, pe mine, unii tot, uh, ca un argument, spun, uitați-vă, dar dumneavoastră în 2010 tot ați plecat de la domnul Voron din Fracțiune. Da, eu am plecat. Da, da, apropo, dar da. eu n-am plecat la cineva. Sunt lucruri diferite. Asta nu asta a fost, creat un opoziție, partid o opoziție, opoziție, mm -hmm. partidul a fost creat un pic după ea. Mm -hmm. Da, asta a fost opoziție, deci de principiu, dezacordul păi, cu. despre asta am vorbit. De ce ce facea atunci da. A, noi vorbeam în dar uh, de fapt domnul Voronin. Deci sunt da. diferite lucruri, da, tare nu... politic bazat pe coruperea sau șantaj. Eu sunt de acord, nu întotdeauna este pus în baza doar coruperea. Poate fi și elemente de șantaj, dosarele penale, în privința persoanei sau rurilor. Sau voința, de, voința de deputatului. Dar atunci dacă e voință, el nu pleacă la cineva. El totuși are soviste, pe minim, mm -hmm. ales pe lista unui, unor principii, unor ideologii, unor programe. Trebuie dar să eu, dar eu, deci, într-o noapte am sărit cu echipă de 14, cum au fost, de exemplu, la noi, ceea ce este un exemplu extraordinar de... De, de Da, deci în, în altă în alte formațiune. Iată din care punct de vedere, totuși, Domnul această În de este... Parlamentul Deputaților 71 la număr, îl vedeți unul lucratibil? De fiecare dată acordă această întrebare, pentru că argumentul de bază este avem anumite comisii, aproximativ 10 la număr. Atunci se reduce numărul de deputați. Nu, acum avem chiar Progr 11 dacă nu mă Program, așa. însă volumul de lucru rămâne același. Da, volumul de lucru rămâne același, evident <coughs> Problema organizării, da. clar, că însăși activității acestor comisii, problema inclusiv și nivelul de, nivelului de pregătire a deputaților. Evident. Știți, noi am trecut deja perioada când eu cu stimă și respect față de scriitori, față de muzicanți, față de, de, de alte persoane de artă, din domeniul artă. Dar eu ce scuz aici, totuși trebuie să fie cel puțin economist, finanțist, jurist, deci, ziarist, ziarist, deoarece... Nu, să folosiți spre... scriitor, că tot dumneavoastră folosiți principiul reprezentării diferitor grupuri sociale. Deci trebuie să fie și... Nu, atunci... Haideți să aducem nimic de când un mulgătoare, trebuie să fie un strungar și așa mai no, eu dar uh, iarăși, eu printre altele, fiind aici cu un reprezentant uh, în studio, da. uh, un reprezentant al Partidului Democrat, unul din conducerea partidului am spus. dar știți, uh, dacă sunt dumneavoastră considerați că trebuie în sfârșit atunci n-ați acceptat că trebuie de micșurat, numărul de deputați când au propus domnul Dodon. Atunci, atunci considerați... da curte nu a dat cu unde verde, da? Nu, no, dar dumnealor n-au acceptat și evident și după ea și curtea s-a pronunțat răspunsul da? respectiv. Am spus, înseamnă că dumneavoastră deja sunteți copți pentru a face următorul pas de a trece la Republica Prezidențială, când rolul Parlamentului nu este atât de important cum deci, rolul președintelui care conduce cu activitatea Guvernului. Domnul Frost cam corp. surprins de această idee, dar logica totul poate are dreptul la viață. Da. Da. Domn' eu vreau să, să revenim un da. pic la, la liste și la ceea ce ați început dumneavoastră a spune, vă rog. Bun. Da. A, doua, a doua decizie a Consiliului Republican ținea de modul de principiile de formare a listelor și. Criteriile, Sau criteriile da. principiile de formare a listelor și da. socialiștii au decis să formeze listele în baza reprezentării diferitor grupuri sociale. Ceea ce... Bun, este corect, nu, nu, nu contest. A, a, doar n-am înțeles, m-am uitat și peste documentele statutare ale socialiștilor și n-am înțeles care anterior erau principiile, pentru că s-a vorbit despre faptul că au fost schimbate criteriile și principiile. Deci erau alte a, criterii, dar poate domnul Țurcanu să ne explice care, ce, ca, în ce constă schimbarea. Dar în principiu, sigur că orice partid politic, sănătos, puternic din țară, dorește să fie reprezentat în Parlament de oameni din diferite categorii ca să poți să ai acces la aceste să ai și prof profesori, lector, dascări, să ai și medici, să ai și minorități naționale. s-au dat și procentaje, 40%. 40% sunt femei? 40%. Da. A, și da, nu, nu. principiul legalității. 30%. Până 30. Până 30%, nu mai puțin de 30% da. reprezentanți. Și, în principiu, de, nu poți. Aceste lucruri sunt foarte bune, nu pot fi, din punctul meu de vedere, criticate. Întotdeauna stânga, apropo de femei, întotdeauna stânga. Dreapta a vorbit mai mult despre reprezentarea femeilor, despre egalitatea de gen, da. stânga mai puțin a vorbit, dar a făcut. Și exemplul cu doamna Griceană, anterior și la comuniști erau conducătoare femei, poate totuși acolo erau alte motive președinții puternici de obicei preferă să fie înconjurați nu de bărbați, dar de femei. E o interpretare, da? Motive. Domnului. Dar totuși trebuie să recunoaștem că stânga a adus în politică politica mare mai multe femei decât, decât dreapta. Asta este adevărat. Domnul Țurcan, eu cred că ați fost întrebat și de, de alte partide politice, mai bine sunt reprezentanții altor partide politice. Iată, în cadrul Consiliului Republican s-a discutat despre faptul dacă PSRM mai ia pe cineva sau merge împreună cu alte partide de stânga, pentru că pe dreapta știm blocul acum în care uh, și-au anunțat intenția de a participa cel puțin vreo patru partide hmm. politice. S-a discutat acest aspect? Uh, la nu s-a discutat din simplu motiv că s-au expus uh, absolut tot cei care sunt. Uh... Da? Nu știu dacă încă se poate de numire de din stângă. De fapt, uh, unii s-au expus chiar uh, după ea duminică, că da. deci, uh, vin să duc uh, pie, uh, deci, în, în campania aceasta electorală de uh, uh, Alții care pretind că sunt de stângă. de fapt, noi înțelegem că uh, sunt niște spoleri, pur și simplu. De ce noi uh, avem agenda noastră, avem programa noastră. Uh, deci am eu inclusiv sau au fost formulate principii și criterii uh, deci care vor fi puse în baza formării listei. Ca să răspundem domnului Ciurea, ce s-a întâmplat? Da, deci uh, uitați-vă uh, uh, da într-adevăr, Uh, exhausiv în programa partidului, nu a să găsiți aceste uh, criterii. criterii și uh -huh. principii de ce și a fost necesar ca să fie aprobată o hotărâre specială a Consiliului Republican. Uh -huh. Evident că după ea urmează la, unul din, la următorul, următorul congres a partidului. Eu sunt sigur că vor fi propuse pentru a include și în program. Uh, de unde au apărut? Prima. Da. Ce ține de ponderea doamnelor, deci este o privedere legală. Chiar. Legală. Drept că eu fiind președinte, nu, până ce încă tot una, formal rămân președinte Comisiei pentru Drepturile Omului, noi am fost comisia de bază care de fapt și-am promovat acest proiect de lege, am studiat practica europeană, deci Uh, și în sfârșit a fost votat 40% ca un, uh, ca un, criteriu, un procent, o ponderea a doamnelor. Prin altele, nu știu de ce permane să vorbește de doamne. Se vorbește despre reprezentanțe altui gen. Uh, nu știu. Bun, și nu se, este. Nu se întâmplă odată o situație când bărbații vor fi protejați de cele 40%, <gri> vor fi minoritate. Dar, 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 totuși, este o chestie absolut normală, logică și partidul care pretinde să fie considerat ca unul reprezentativ, deci și lista reprezentativă, evident că trebuie să reflectă și acest procentaj. Cei care nu respecta vorbim de liste. ei vor fi taxați conform legii, nu o să aibă dreptul la finanțare. Da. Asta este pedeapsa, adică spunem așa, pentru aceste partide. Nu, mai bine Dar bine zis, este bonusul este în favoarea, bonusul la finanțare e în favoarea celor cu Partirea cota mai, mai mare dintr-o parte, din altă parte chiar este o prevedere care clar stipulează. Dacă lista care a fost prezentată nu corespunde acestor cerințe, atunci e lipsit în totalitate. Partidul nu va fi, deci, finanțat din uh, bugetul de stat, mă rog, dacă o să aibă dreptul această finanțare. Dar asta ce ține de doamne și aici îmi pare că tot e clar și logic. Ce ține de reprezentanții, cel puțin 30% da. a minorităților naționale, este o națiune poate nu prea bună, reprezentanților altor etnii care... Deci locuiesc și constituie de fapt toți împreună cu moldoveni ceea ce se numește poporul Republicii Moldova. Răsind din structura demografică națională a poporului Republicii Moldova, cam la nivelul de 30%, sunt împreună cu români. Acestor, de altele împreună cu români. Eu n-am nimic împotrivă. Pot fi, nu, așa, așa este. Doar Bun, sondajele așa arată, dar... uitați-vă. Prima, în documente, actele de identitate nu este stipulată cu naționalitatea. Așa. Este vorba de autoidentificare. Cum te consideri? Da. Te consideri român, înseamnă că aparțin minorității naționale. Te consideri gagauz, bulgar, rus, ucrainean, polonez, da, evreu și așa, așa mai departe. Iată de ce uh, noi am considerat că trebuie numai decât să fie și acest principiu prin hotărârea Consiliului. Asta înseamnă că la momentul formării listei și prezentării pentru aprobarea la uh, Consiliul care o să aibă loc uh, mai mult că, da, pe date de 26 decembrie, da. când va fi da. deja uh, posibil de a aproba această listă, evident că acest principiu și aceste principii vor fi respectate. Domnule Ciorea, Membrii Partidului Socialiștilor în cadrul acestui Consiliu Republican au audiat și un discurs a domnului președinte Igor Dodon care venea să treacă în revistă rezultatele mandatului de, de 2 ani și respectiv apare iarăși o întrebare firească. Dumneavoastră în calitate de analist politic, credeți că președintele se retrage pe perioada mandat campanii electorale pentru a participa alături de foștii membri de, de partid, foștii colegi, sau rămâne să-și exercite în continuare, însă uh, va exista o anumită conlucrare. Cum vedeți uh -huh. noastră această dimensiune? E sigur, colegii domnului da. președinte, totuși nu putem nega existența unei legături între domnul Dodon și Partidul Socialiștilor, nici nu e cazul să, să o negăm, toată lumea înțelege acest lucru. Ar trebui să știi mai bine ce are de gând să facă domnul Dodon, pentru că domnul Dodon a spus că încă este într-o perioadă de meditație, urmează să ia o decizie cu privire la participarea lui directă pe liste, în aceste alegeri. Sigur, această, această ezitare a trezit o anumită critică din alte zone, o critică care trebuie luată serios în seamă. În fond, comentatorii, liderii nu neagă posibilitatea unui președinte de țară care a fost obligat prin constituție să iasă din partid după da. câștigarea mandatului de președinte. Nu neagă posibilitatea unui președinte să facă voalat, să ofere voalat susținere partidului din care a făcut parte anterior. Acest lucru este feresc și nu în fond nu îi poți interzi, nu poți penaliza un președinte pentru acest lucru. Totuși, intrarea directă în campanie de partea Partidului din care anterior a făcut parte, din punctul meu de vedere, încalcă acest principiu al președintelui simbol care trebuie să unifice întreaga națiune. Este un pic prea mult să participi ca președinte, care nu se poate deroga. Din deci, ceilalți uh, își pleacă din funcție atunci da, când participă în alegerea Președintele nu poate să părăsească uh, funcția, și în aceste condiții apare o, o contradicție în termen Un președinte al întregii națiuni care susține mm. un singur partid politic, și de, din această cauză eu cred că asta este o încălcare și cred că președintele țării Dodon nu va merge pe această cale pentru că este foarte lunecoasă. E lunecoasă această cale? domnul absurd. Deci uh, 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 sunt momentele politice și juridice uh, pe care trebuie să le invocăm, da, da. deci care trebuie, cred că un pic să mai discutăm. Din punct de vedere politic. Domnul Dodon a fost ales ca președintele țării la propunerea, la inițiativa și susținut complet din partea Partidului Socialiștilor. Unul la mână. Această propunere, această inițiativă a fost acceptată de majoritatea poporului. Doar dumnealui a venit nu cu un program a partidului participând la scrutin da. deci, prezidențial, dar cu programa care, într-adevăr, s-a referit la interesele poporului întregimii și țării. Și asta, deci acea, pe, această poziție a fost susținută. Mai mult că atât, pe parcursul activității dumnealui, cele două, două da. ani deja, practic, deci dumnealui a demonstrat și din punct vedere politicii externe, atât și interne, că dumnealui, într-adevăr, reprezintă poporul Republicii Moldova și face tot ce este posibil, chiar și în condițiile când majoritatea parlamentară cu toate deci instrumente la deci, mai, mult, mai mult neconstituționale și a, ilegale, vă zic că l-au limitat și permanent încearcă să îl provoace și să limiteze în mai multe a, deci acțiuni. Totuși, chiar și ultimele două a, momente, probleme care au fost rezolvate la nivelul președintului domnului Dodon, și președintul Federației Rusiei, domnul Putin, ce ține de Amnistie exportul, exportul și uh, producției care, de care este, are nevoie foarte mult țară. tot poporul Republicii Moldova, producătorii și cei care lucrează în țară. Deci, și plus, problema migranților, care... Majoritatea absolută se află anume pe teritoriul Federației Rusiei. Deci, cu regret, mai mult de 170.000 cu încălcarea legislației migraționale și clar că ei au nevoie de o mână de ajutor ca să fie legalizați și să înceapă din nou, de la zero, deci aflarea lor pe teritoriul Federației Rusiei. Dar și asta nu a fost acceptat de către majoritatea, chiar prim-ministru, da, după ea și domnul Cando au declarat că asta este un fel de amestec din partea Federației Ruse în treburile interne a Moldovei. Ce este un absurd. Pur și simplu un absurd. Dar, în aceste condiții când președinte țării în cadrul activității are nevoie de o susținere politică din partea partidului care l-a propus, din partea fracțiunii care este prezentă deci și foarte activă în Parlamentul Republicii Moldova. Dar și partidul are nevoie de faptul că deci, de, 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 acțiunile care Le promovează domnul președinte, deoarece o parte bună, practic majoritatea, toate acțiunile acestea, rezultă, din, inclusiv și din programul partidului care este bazată pe interesele poporului. Nu este nimic straniu. Asta e partea da. politică. Partea juridică. Eu, personal, ca jurist, Vreau. cu oricare experiență, nu văd absolut nimic imposibil din punct de, de legislație în vigoare ca domnul președinte să participă în aceste Amici. alegeri. Deci, pe lista Partidului Socialiștilor. Printre altele, prim-ministru, conform legii, codul electoral, nu este, deci limitat în acest dreptul, Dumnezeu poate să participe și, și nu, este, necesar da. ca dânsul să se degreveze. Asta este. Asta este așa privit de codul electoral. În pofidă faptului, iarăși, că domnul prim-ministru n-a fost ales de către da. o... De populație. Să de către zici. popor. În același timp, dacă noi deci suntem atenți, vedem că uh, des apare la briefing-uri a Partidului Democrat, nu în incinta guvernului, deci nu din biroul dumnealui, dar la briefing-uri, declară din de partea Partidului unele decizii care urmează după ea să fie ia. aprobate de către guvern. Asta doar demonstrează foarte clar prim-ministru, care este o figură politică care reprezintă Partidul Democrat, haideți să spunem așa cum Luclor este, nume, da. Deci, el, după logica respectivă care ați spus, domn deci are dreptul să participe. Dar domnul președinte nu are. Păi, pentru că urmează, urmează clar că, deci, decizia clar că aparține domnului președinte. Domnului, printre altele, asta nu este secret, domnului a da. declarat în mod public că are un timp până pe data de 24 ianuarie, se decide, se decide și deci anunța decizia dumneavoastră. Da, domn Curea, vreau să, să, vă întreb de ce uh, unii reprezentanți ai Partidului Democrat reacționează atât de bolnăvicios, iată, la, la uh, chiar ceea ce numim noi amnistia migrațională și la uh, ceea ce uh, spunea și domnul Țurcan că s-a reuș reușit a, a uh, obține în relațiile bilaterale cu Federația Rusă și tot aici uh, vreau să, să, ne spuneți, iată, legat de uh, participarea în, uh, în alegeri. Se atestă un transfer de imagine, mă refer la instituția prezidențială, în raport cu Partidul Socialiștilor și viceversa? Da, este un transfer de imagine, dar acest transfer de imagine, sigur, nu este, este ilegal. Nu, el este esențial, el este fundamental. Sigur că președintele Dodon, prin faptul că toată lumea știe că este legătura aceasta între el și Partidul Socialiștilor. Partidul Socialiștilor are de beneficiat de pe urma acestui lucru. Doar nu în special domnul Dodon pleacă la Moscova și se întâlnește cu domnul Putin, dar acest transfer de imagine inclusiv așa prin recoșeu de la Putin prin domnul Dodon spre socialiști se produce și... Dar nu este unul ilegal, repet. E ok și... Uh... Mai mult contează deciziile dar nu pur și simplu imagine. Nu, întrebarea a fost despre transfer, transferul da. de imagini. El da. se produce, dar uh, nu, nu poate fi interzis. De altfel, și celelalte partide fac același transfer de imagini. Dreapta asta se află la. Uh, ia, cineva a glumit că ei nici nu pleacă din Bruxelles. Îi fac alegeri situindu se acolo și apar mereu cu Han, cu alți lideri politici. Uh, bun, încă nu este ilegal, pentru că da. la un moment dat intră anumite interdicții, dar în vigoare, dar. Totuși, fiecare partid politic încearcă să apară în compania unor politicieni cunoscuți pentru ca să se producă acest transfer de imagine Revin la prima întrebare Da, da, da. Prima întrebare era despre acești migranți, lucrători din Federația Rusă și reacția domnului Kando Sigur că pe centru și pe dreapta spațiului politic există două viziuni Inclusiv bănuiesc că și în cadrul Partidului Democrat există aceste două viziuni. Una mai radicală cu privire la uh, combaterea activă a uh, amenințărilor hibride care vin din partea Rusiei și domnul Candu este exponentul acestei viziuni. Îl vedem în toate declarațiile și în comportamentul politic, el fiind în uh, relație foarte bună și cu Speakerul George și cu Speakerul speaker Ucrainei. Deci domnul Candu exprimă această viziune că acțiunile Rusiei, chiar dacă sunt aparent bine intenționate, ascund o capcană pentru noi toți, și această capcană este schimbarea vectorului geopolitic, odată cu venirea socialiștilor la putere, în cazul în care acest lucru se va produce și orientarea noastră spre Rusia, care nu neapărat este un prieten pentru noi și Transnistria este o dovadă. Asta este un punct de vedere. Există și alt punct de vedere, da. mai moderat totuși, exprimat și la PD și în alte zone, că totuși, bun, faptul că oamenii se întorc acasă, chiar dacă în perioada electorală este un lucru pozitiv și scapă de anumite cetățenii noștri, trebuie Eu și, da, și nu putem noi a, să <coughs> interpretăm acest lucru, acest fapt drept o amenințare. Deși este clar că prin acest comportament s-ar putea să profite de acest, uh, această întoarcere, s-ar putea să profite Partidul Socialiștilor, dar iarăși este o tehnică pe care o folosește în campania electorală, face bine oamenilor și obține niște voturi. Apropo, lucrul este încă trebuie de verificat se va produce acest vot în favoarea socialiștilor din partea oamenilor întorși acasă. rând trebuie să vedem cât de. se vor întoarce și asta este interesant. Vor beneficia de acest drept, nu vor beneficia de acest drept, pentru că ei totuși se întorc pe risc propriu. Că dacă ceva se întâmplă la vamă, Bun, va fi greu de intervenit de la Chișinău pentru a rezolva problema fiecărui individ în parte. Deci există și o anumită doză de risc în această revenire acasă a unor persoane care totuși au comis încălcări din punct de vedere al legislației ruse. Domnul Turcan, orice inițiativă venită din partea altui partid zi. trebuie criticată, chiar dacă ea este în beneficiul cetățenilor? Eu asta am vrut, de, de fapt, rog. să spun, că nu cred că totuși, în baza aprecierii inițiativelor, trebuie să spunem un criteriu foarte clar. Este un benefic pentru popor sau nu? Este realizarea interesului național, într-adevăr, fie economic, fie umanitar sau nu? Economic, având în vedere posibilitatea de a, a deci, scuti mărfurile noastre de la plata taxelor vamale, deci care vor fi exportate pe teritoriul Federației Rusiei și umanitar ce ține de migranții. Dar este încă o chestiune, într-adevăr, dumneavoastră asta ați menționat foarte corect. Dar nu este bătut un cui, cum zice Moldovean, că cei care or veni din cele 170 de mii care, într-adevăr, sunt sub pericol, deci deportul lor, așa numiți, ori văd anumite socialiști. Cine garantează? Dar noi nici nu punem întrebarea asta dacă în veniți și votați pentru socialiști, atunci vor fi anulate aceste încălcări. Nu, invers. Prin de altele, referitor la riscuri. Riscuri aș fi fost dacă era vorba de o înțelegere o, într-o formă verbală, haideți așa, declarații, etc., etc., Dar în cazul dat, deja este decizia la nivelul organelor oficiali, oficiali, dar nu pur simplu. Decizia respectivă este plasată pe site-ul Ministerului de Interne a Federației Ruse. Fiecare poate să facă cunoștință cu mecanismul aplicării acestei decizii și este o garantare, doar acolo este clar foarte stipulat că anume cei care au încalcat prevederile articolului 27, punctele respective 12, 13, 14, și fiecare trebuie să facă cunoștință și să se vadă. O încalcat el sau nu? O încalcat anume aceste puncte. O să aibă dreptul, o să aibă posibilitatea. o încălcat altceva. Cer scuze. Fii tu socialist, cu opinia să sunător, fii altcineva. Nu va fi aplicată această prevedere. Deci eu consider că uh, interpretarea aceasta că este o, uh, un amestec nu este una corectă interpretarea, este chiar în defovare intereselor cetățenilor și ea, această interpretare este bazată pe un principiu. Să nu fie așa, deoarece va fi mai rău pentru noi. Deci pentru noi, având în vedere interesul îngust a unui grup de oameni, a unui partid. Domnule Ciurea, anul acesta Republica Moldova a obținut statutul de observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Acest lucru deschide noi perspective, noi realizări, cum vedeți, în calitate de analist politic? Sincer vorbind, încă nu m-am lămurit asupra întregii proceduri de obținere, da. a, de intrare a Republicii Moldova în acest format. Da. Uh, mărturisesc că în ultimul timp uh, n-am citit documentele acestei organizații, Uniunii Economice Euroasiatice, dar era, probabil, au aprobat în statut dreptul ca să existe state observator, dar, vedeți, în cazul nostru înțeleg că procedura totuși nu este dusă până la capăt sau s-ar putea să existe interpretări cu privire la participarea noastră. E, e o situație cumva confuză. Domnul președinte a acceptat și a făcut tot posibilul ca să fim acceptați. Acolo în organizația a fost luată această decizie. Parlamentul și Guvernul, care și ei au un rol în ceea ce privește elaborarea, semnarea, negocierea acordurilor internaționale, s-au opus, nu au participat, astfel încât bun, noi participăm doar cu o aripă în cadrul. Deci, în cadrul Uniunii Economice Eurasiatice, instituțiile importante ale statului, precum sunt Parlamentul și Guvernul, nu, nu, nu acceptă această participare și din această cauză nu putem spune că avem o participare plenară, o participare uh, acceptabilă din toate punctele de vedere. Dar, uh, Dar e ok e... să avem trei voci distincte? Bine, iau. nu e, vedeți aici eu discuții, intrăm într o altă zonă. În fond este bine să păstrăm și relații bune cu Rusia. Și acest lucru, astăzi, această obligațiune, le revine socialiștilor. Ei o fac. Vedeți, este foarte interesant că guvernarea, mă refer la majoritatea da. parlamentară, nu are anumite obiecții față de Rusia, dar, în același timp, nu se opune foarte mult participării noastre în cadrul acestei organizații, deși nu o acceptă. Este o situație confuză, de care, ulterior, s-ar putea să fie rezolvată după alegeri posibil. Dar deocamdată eu consider că este o situație acceptabilă, da. dar nu este una optimă, pentru că nu sunt pe, uh, parcurse toate etapele de Domnul Surcă, avem acordul. a câștiga noi de pe urma faptului că suntem observatori în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice? Eu cred că în cazul dat situația dată nu este pur și simplu optimă, dar chiar dacă este în folosul țării, trebuie să fie acceptată și este foarte binevenită. Ce de guvernarea, da, deci nu acceptă această participare chiar și în formă de observatori, dar dumnealor în genere neagă activitatea, colaborarea în cadrul CSI-ului. O structură, o organizație care au fost și ratificate, mai multe acorduri, etc., etc., etc. Pur și simplu, deci, ignoră activitatea în aceste structuri. Asta e regretabil, deoarece noi avem într-adevăr mai multe avantaje. Nu dorește a, persoana A sau B, o C sau D în cazul dat și nu el rezolvă. Totuși, noi avem istoria relațiilor. Noi avem interes care este stabilit, nu știu, de cel de sus, așazarea noastră geografică, inclusiv eu accentuez nu geopolitică, dar geografică. Când noi suntem o țară, când ceea ce noi producem este foarte așteptat și binevenit din partea, deci, CSI-ului și Federației Ruse, de exemplu, și țărilor baltice, printre altele, Belarus, etc. În același timp, în același timp, Vă zic că noi avem nevoie, clar, că și de niște tehnologii utilaje care sunt, mă rog, și în spațiul european. De ce noi și-am spus? Noi nu trebuie să speriem oameni cu așa numit vector. Ia că ori vine ăștia, va fi alt vector. Anterior au fost tancuri, dar nu s-au schimbat cu vector. Nu, noi trebuie să facem o politică externă, într adevăr echilibrată, care a permite ca noi nu doar să restabilim relațiile strategice, economice foarte importante cu Federația Rusă, dar și să fim acceptați și din partea Estului și din partea Vestului. O țară care este pașnică, care este previzibilă, nu se aruncă dintr-o parte în altă. Deci este într-adevăr foarte acceptată și înțeleasă de către parteneri. Domnule Țurcan, ce da. ce este. Ce este? noi putem să obținem dacă vorbim de participare la chiar și observatori. Noi vorbim și despre banca euroaziatică, noi vorbim despre prețuri la gaze naturale, într-adevăr, pentru membrii. Deci este alt preț. Noi vorbim despre posibilitatea da. că să nu umblăm noi cu aceste acte pentru migranți. Dar cei care sunt din cadrul țărilor membrii a Uniunii Eurozeatice, deci cetățenii respectiv, au alt statut de ședere. Domnul Turcanu, domnule Cirea, cu de rău, timpul acordat pentru această emisie s-a scurs mult prea repede. Eu vreau să vă mulțumesc și în același timp să obțin promisiunea că mai dați curs invitației noastre și Urmează să discutăm și acele aspecte pe care, cu părere de rău, astăzi, nu am reușit. Stimație, telespectatorii, în numele întregii echipe, eu vă doresc o seară bună!